Domnule Papură, iată încă o remiză. Da, încă o remiză. Păcat de starea terenului care și-a pus amprenta asupra jocului. A fost unul slab. Dar starea terenului a fost de așa natură încât nu se putea construi foarte mult, dar cu toate astea ne-am creat ocazii importante. Am avut o muncit din greu copiii și au reușit un rezultat pozitiv, meritat. Meritat, cred că meritam să înscrie mult mai multe goluri, având în vedere că ne-am creat ocazii, iar adversarul a avut o singură centrare pe tot parcursul meciului. Ce se întâmplă? Nu reușește să se concentreze la momentul cheie? Starea terenului și-a pus amprenta, vă dați seama, vine mingea, mai e nevoie de preluare în plus și lucrurile nu merg așa cum își doresc și ei. Dar până la urmă cred că le vom regla și această meteahnă, să înscriem mai mult. S-au călit copiii cu Liga 3. Da, cu siguranță, un mare câștig pentru, având în vedere, am jucat cu 4 jucători de 17 ani în Liga 3, este destul de greu, dar s-au călit, au avut o atitudine foarte bună și au reușit așa să se impună în multe dueluri în care erau fizic poate mai plăpânți, dar cu o atitudine bună și agresivitate bună. Felicitări lor! Mulțumesc!